Ok, de salutare frate și bine v-am regăsit la un episod de GTA 5. Astăzi o să facem câteva lucruri pe care le știi sau nu le știi despre GTA 5. Poate unii dintre voi știați aceste lucruri, poate unii nu, dar dacă le știai, te rog să nu faci hate. Așa că, haide să-i dăm drumul, zic, nu? Încă de asta dăm pe clip. Când s-a lansat prima dată jocul pe PS3, nu puteai scrie codurile la tastatură. Pentru că n-aveai cum. Pentru că n-aveai butonul special ca să scrii la tastatură. Deci, atunci te duceai și scrieai un număr. De exemplu, scrieai 1, 2, etc. Scrieai orice număr vrei tu, sunai și zicea acolo chip activated. Așa că nu puteai scrie codul la tastatură. Dar acum, gen, de când este jocul pe PC, poți să scrii orice cod vrei. De exemplu, Turtle. Acest cod te ajută cu să ai viața și armura full. Și încă un lucru, atunci când îți activezi un cheat, nu ai cum, gen, nu mai faci achievement-uri. De-aia nu joacă foarte mulți oameni jocul cu cheat-ul. Așa că hai să trecem la următorul lucru. Fiecare caracter are un mod de a fura o mașină. De exemplu, Franklin când fură o mașină, dă omul jos. Iar Michael, atunci când fură o mașină, le va face semn să iasă. O să vă arăt imediat. Așa, suntem cu Michael și haideți să vă arăt cum, gen, animația lui când fură o mașină. Deci v-am arătat, Franklin dă direct oamenii jos. Dar Michael, frate, uite ăsta. Michael le va face semn să iasă. Iar Trevor o să le dea un pumn, fie în cap sau o să-i dea cu capul de volan ca să se dea jos din mașină. Imediat o să vă arăt acest lucru. Ok, suntem aici cu Trevor și puteți să vedeți. Vedeți, i-a dat un pumn și a dat-o jos. Deci, așa fură Franklin, așa fură fiecare caracter câte o mașină. Așa că hai să trecem la următorul lucru. First person-ul trebuia să fie disponibil doar pentru PC. Însă știți și voi că a fost adăugat și pe PS4 și pe Xbox One. Actorii care i-au dublat pe Franklin și pe CJ sunt prieteni în viața reală. Atunci când fură mașină, unele NPC-uri care sunt pasagere mai rămân aici. Atunci când vii la strip club, după ce Trevor are casa în strip club, gardienii nu vor mai fi răi cu tine și te vor saluta. Vedeți? L-a salutat pe Franklin. Dar dați-mi o secundă să opresc muzica pentru că nu vreau să-mi iau copyright. Am zis că nu vreau să-mi iau copyright. No, așa. Să dezactivăm muzica, fără muzică, pentru că altfel îmi iau copyright. Deci vii aici la strip club și poți intra și la premium. Nu să ne uităm aici. Deci uitați, avem voie să intrăm aici, la premium. Și vedeți că gardienii nu se mai au de noi și aici este și Trevor. Bun, acum că v-am arătat asta, haideți să trecem la următorul lucru. După cum bine vedeți, Trevor are un tatuaj pe el, pe umărul stâng. Are un tatuaj cu el numit Rip Michael. Pentru că el credea că Michael este mort, când de fapt nu este. Chestia asta cred că o știe toată lumea. Atunci când mori dezbrăcat, da, de exemplu, dacă mor dezbrăcat, stați așa să mor, da, atunci când mor dezbrăcat, îți vei avea, gen, când ieși din spital, vei avea haine la loc. Imediat să, bine, nu e chiar dezbrăcat, dar vedeți că Trevor are haine pe el. Deci, nu știu, probabil medicii îi pun haine sau habar n-am. Așa că hai să vedem următorul lucru pe care nu-l știați. GTA 5 în 2013, când a apărut, a fost cel mai jucat joc din lume, dar este și cel mai scump. Cam vreo 2000 sau peste 1 miliard au făcut cei de la Rockstar când l-au lansat pentru prima dată pe PS3 și pe Xbox 360. La un moment dat, Michael o să înceapă să-și respecte soția. Înainte, în primele versiuni ale jocului, puteai la finalul jocului puteai să alegi varianta să-l poți omorâ pe Franklin, adică să te sinucizi tu, practic. Dar după un update, acest lucru s-a scos și a fost înlocuit cu Death Wish. De fiecare dată când Franklin se urcă în mașina lui sau în motocicleta lui, va porni radioul Vets Co sau Radio Los Santos.
Uneori mai pornește și iFruit, dar când se urcă mașina lui personală, este Radio Los Santos sau West Coast. Dar acest lucru nu se întâmplă și la Michael și la Trevor, când la ei începe, gen, când se urcă în mașină pentru prima dată după ce-i porni jocul, la ei începe orice radio, nu contează deloc. Inițial, fanii GTA vreau să-l readauge pe CJ. Înainte ca GTA să se lanseze, fanii vreau să-l readauge pe CJ în GTA 5. Însă cei de la Rockstar au decis să-l adauge pe Franklin, care este asemănător cu CJ. Dacă vin Grove Street ca Michael și ca Trevor, acești gangster nu te vor respecta. Ba din contră, tu poți să nu faci nimic ca și ei să te înjure. Dar dacă vii ca Franklin aici, gangsterii te vor respecta. Decât dacă nu le faci tu nimica. Haideți să vă arăt un exemplu. Vedeți aici, ei nici măcar nici nu te salută. Vedeți? Dacă eram ca Franklin, aceștia nu făceau nimica. Și o să vedeți că o să înceapă să ne ia la bătaie. Da, să vedeți că o să ne ia la bătaie. Oh shit. Da, vedeți că au început să ne ia la bătaie, ceea ce nu e ok. Deci, ca Michael, deci pot simplu, dacă eram Franklin, puteam să trec pe aici și să nu se întâmple absolut nimic. Dar ca Trevor, e cam jale, sincer, ia uitați și voi aici, bătălie crâncenă, oh shit, fugi. Da, cred că Trevor o să sufere un pic, nu cred că mai vine Trevor aici, dar da. Deci ca Franklin, gangsterii cum ar veni te respectă, bine, nu te respectă, dar nu se iau așa de tine ca din nimica. Vedeți cum s-a luat ăsta de mine? Gen, cum s-a luat ăștia de mine de când eu de fapt nu le-am făcut nimica. Așa, și încă unul și au terminat. Gata. Deci, țineți minte, când ești cu Michael sau cu Trevor, gangsterii nu te vor respecta deloc. Decât dacă ești cu Franklin. Bine, rare ori se întâmplă să nu te iei cu ei la bătaie, dar, na, hai să trecem la următorul lucru. Loviturile de pe armură sunt mult mai diferite față de cele normale. Însă, tu nu știi unde e armura, practic. E una invizibilă. Dacă vrei să-ți bagi un self-radio, trebuie să îți downloadezi tu minim 3 muzici, după care să le bagi într-un fișier numit User Music, gen din fișierele jocului, și apoi intri la setări, te duci la settings, te duci la audio și te duci la auto scan for music, dați mai bine perform quick scan, așteptați un pic și apoi o să fie ok. Uneori NPC-urile, adică caracterele din story mode, când se întâlnesc pe stradă și le vezi într-o mașină, acționează stupid. Ok. Unele random eventuri poți face efectiv ce vrei tu. De exemplu, aici este un random event în care puteai să-l salvezi pe acest om de aici sau puteai să iei pe ăștia. Însă eu nu am filmat pentru că am uitat și nu am registrat cum a murit ăștia. Dar îl poți salva pe omul acesta sau să îi salvezi pe ăștia. Așa că hai să-i dăm drumul. Dacă mai avem câteva lucruri de prezentat. De fiecare dată când joci tenis ca și Michael, mereu vei juca cu soția lui. Jucând tenis, îți poate crește abilitatea de strength sau de stamina.